Bună ziua tuturor! Sunt Tarotela. O nouă emisiune Tarotela despre situația planetară care se manifestă acum în Vărsător. N-am putut să fac etalarea mai... Etalarea? Da, nu eram plan să zic etalare. Probabil că va trebui totuși să mă țin de cuvânt dacă tot am scăpat-o. În fine, vreau să vorbesc și eu despre luna nouă în Vărsător, despre toate câte se întâmplă acum în această zodie, mai ales că sunt și o posesoare de planete în Vărsător. Sunt marcată în general de Uranus și de multe planete în semne de aer, chiar dacă sunt semne de apă. Deci, pentru mine... Să zicem că energiile care se manifestă sunt oarecum familiare, oarecum rămâne de văzut ce surprize am și eu. Însă, n-am putut să fac, domne, prezentarea mai devreme, pentru că acest Mercur retrograd, de fiecare dată când se întâmplă un Mercur retrograd, bani mi se strică calculatorul, banii mi se strică ceva, nu pot să editez vreun program, vreun videoclip, am probleme cu programele pe computer. De asta dată, după ultima prezentare, de fapt ultimile două prezentări au fost înregistrate înainte să mi se întâmple treaba și ați văzut că una a fost cu decalări evident tipice lui Mercur în retrogradare. De asta dată mi s-a rupt trepiedul pe care îmi folosesc și eu camera ca orice om. În fine, am căutat în tot orașul, nu știu câte locuri n-am găsit, până la urmă a trebuit să repar și uite așa am întârziat. Dar! Nicio problemă. Luna nouă încă se simte și nu doar că încă se simte, încă puteți să folosiți energia acestei luni noi, foarte importantă și foarte intensă și țineți minte că în general tot ce mai intenționați să manifestați în luna nouă se întâmplă până chiar și 6, 7, 8 luni, depinde ce v-ați propus. Eu am pățit-o și am pățit-o bine. Acum, în 2019, când de ziua mea, în martie, a fost lună nouă și mi-am stabilit un lucru. În 2019 vreau anul acesta să mă mut. Bine, vreau și anul ăsta să mă mut. Și sunt convinsă că o să manifest. Și s-a manifestat exact la 6 luni de zile. Exact în aceeași zi. 6 luni de zile s-a manifestat. Am găsit apartament, după ce am căutat în nu știu câte locuri, am găsit un apartament fain în care ați văzut și voi. Am stat, m-am mutat, am făcut etalări, a fost mișto. A fost faină șederea în democrației. Chiar am așa o nostalgie când trec pe stradă, pe acolo și pare rău că a trebuit, acest COVID m-a scos din acel ambient destul de plăcut. Adică foarte plăcut. Exact pe gustul meu. Așa, revin, că ăsta mi-e stilul. Ce intenționați, intențiile pe care le puneți pe hârtie, în gând și pe hârtie, se vor manifesta 6 luni, poate chiar și un an de zile. Acum cu atât mai mult, pentru că sunt foarte multe planete care susțin și eliberări, susțin și noi manifestări. Însă, știți foarte bine, majoritatea, în cazul în care sunteți unii care nu știți ce s-a întâmplat, deși mă cam îndoiesc, și e prima oară când mă ascultați, tocmai pe mine, vai ce frumos, să știți că a fost lună nouă, evident conjunct cu Soarele în Vărsător, alături de Jupiter, de Saturn, de Venus, de Mercur. Bine, unii includ și Palas, dar eu n-aș include asteroizii pentru că sunt deja prea multe subiecte și asteroizii nu-i consider chiar atât de importanți. În fine, am spus că poate unii ați ascultat deja despre vibrația aceasta vărsătoriană, acvariană, spuneți-i cum ziceți, cum vreți voi să-i ziceți. E o energie foarte nonconformistă și foarte intensă. Probabil, cei care aveți ascendent în Vărsător, să simțiți pe corpul fizic și în subconștient și pe corpul fizic această energie foarte intens. Dar eu zic că această energie se va simți mult mai intens de semnele fixe, pentru că Vărsătorul este un semn fix, da? Și face quadratură cu Taurul, care are acum exact planeta dominatoare a lui... a vărsătorului, Uranus e în Taur, da, și face quadratură cu multe planete în vărsător, Leu, care e în opoziție, și Scorpion. Deci aceste semne fixe cred că vor resimți această energie mai intens, pentru că sunt chemate să iasă din acest fixism și să schimbe ceva. Eu zic că totuși vărsătorii, dacă aveți, sau cei care aveți, ca și mine, planete acolo, sau aveți marcaj intens pe Uranus, că poate nu aveți planete în vărsător, aveți marcaj puternic pe Uranus, s-ar putea să fiți mai confortabili cu schimbările, cu tumultul acesta emoțional, energetic, mental. Dom'le, am mai trecut prin schimbări, uneori chiar le vreau și chiar mă bucur să vină. Acum, repet, surprize sunt de fiecare dată. Pentru ceilalți, cred că, în mod special, semnele de pământ poate și altele, dar eu așa simt că semnele de pământ vor fi cele mai afectate pentru că ei au nevoie de stabilitate. Și toate aceste planete în vărsător aduc ca un soi de... A zis bine cine a zis, ca un soi de tornadă. Este un semn de aer vărsătorul și e o manifestare violentă a aerului. Violentă pentru că trebuie schimbată energia. Trebuie schimbată energia. Aș vrea să arăt și cartea. O să caut cartea ca să mă înțelegeți mai bine. Dar, mai bine zis, cărțile. Pentru că dacă tot vorbesc de astrologie pe un site de tarot, încerc să mă adaptez, deși nu știu, eu sper această schimbare să se vadă și în acest site, oarecum, schimbare care, eu știu, măcar până la sfârșitul anului să fie vizibilă și să fie ceea ce mi-aș dori eu să fie, dar evident că vor fi și surprize. Aș vrea să restructurez acest canal. Și rămâne de văzut cum voi reuși să o fac. Însă, am spus, revin, Venus, Luna. Hai să căutăm planetele ca să mă înțelegeți. Soare. Luna, Soare, Luna. Ok. Asta așa. De o parte. Ok, Mercur. Mercur, ce-ar mai trebui? Mai trebuie Saturn și Uranus. Oho, Saturn. Ah, și Jupiter, o da, o da. Și haideți să vedem, ca să le vizualizați. În momentul în care le vedeți, le înțelegeți mai bine, mai ales cei care v-ați obișnuit cu cărțile în principiu. Și să discutăm de ce este atât de necesar să fiți pregătiți. Nu doar acum 2 zile s-a manifestat, da? Aceasta, repet, această energie se va resimți tot anul, în mod special prima jumătate a anului. Deci, să vedem. Luna în conjuncție cu soarele în vărsător. Ce avem? Vărsătorul este guvernat de Uranus, cel care explodează, dărâmă construcțiile făcute de Saturn. Le dărâmă tocmai pentru că Saturn își dorește puterea. Ascultați și ultima înregistrare pe care v-am pus-o pe canal, Legenda Lumii, în care veți înțelege lupta pentru putere dintre Uranus și Saturn. Da? Mai avem în acest joc planetar, dans planetar, este mai degrabă luptă, așa simt. Îl mai avem pe Jupiter, îl avem pe Mercur, avem și Venus. Și planete frumoase și planete mai puțin confortabile. Dar, în primul și în primul rând, acest soare în vărsător și cu luna, în general, luna reprezintă frică de emoții, frică de întuneric, frică de trecut, de întunericul nostru, evident. Și soarele, care este de fapt cel care pune lumină pe această planetă, că de fapt luna reflectă lumina soarelui, s-ar putea pentru unii să resimțiți această conjuncție într-un mod emoțional destul de neplăcut. Eu așa simt, pentru că am motivele mele să zic acest lucru. Va trebui să vă detașați de niște frici, pentru că, în general, luna în Vărsător nu este atașată. Și aici e partea frumoasă a acestei conjuncții. Luna nouă în Vărsător ne ajută să ne detașăm emoțional de niște structuri, de niște elemente toxice, de niște dependențe, pentru că toți avem, chiar și vărsătorii, dependențe de una și de alta, de niște chestiuni toxice care sunt accentuate prin prezența lui Saturn. Uranus nu este în Vărsători, Uranus este în Taur, dar trebuie să-l fac simțit pentru că este totuși casa Vărsătorului, da? Ce avem? Avem această posibilitate de a manifesta, e luna nouă și avem și Mercur, de a manifesta ceva nou, ceva care ne poate ajuta să ne extindem universul într-un fel în care și să creștem, că tot avem împărăteasa, să creștem în direcții necunoscute, pentru că este o surpriză, asta înseamnă de fapt Vărsătorul, surprize, da? Avem această posibilitate să manifestăm ceva deosebit, dar fiindcă este Mercur retrograd și cu toate acest stelium de planete, este destul de greu de depistat ce. Mai ales că apare și Saturn și Jupiter, amândouă planete intense, da? Nevoia de a schimba energia, de a ieși din niște tradiții, de a ieși din frici, fricile exprimate și de lună, dar și de Saturn, da? Și Uranus, care e în quadratură cu majoritatea planetelor în Taur, Uranus în Taur, accentuează toate aceste nevoi pe care în general le găsim la planetele care tranzitează casa Vărsătorului. Am spus că este bună comparația cuiva cu un fel de tornadă. O tornadă mentală și emoțională. Emoțională probabil că o să țină mai puțin, dar și va fi poate emoțional mai marcantă pentru Rac, pentru Scorpion și pentru planete, pentru zodiile de pământ. Însă, această tornadă, ce se întâmplă? Este un film, nu știu ce, în momentul în care folosesc acest cuvânt, mi-aduc aminte de un film pe care l-am văzut acum câteva luni pe Netflix, Mesia. E o variantă interesantă, dar acolo se întâmplă tot așa ceva. La un moment dat, cineva lucra într-un domeniu, nu zic ca să ascultați, să urmăriți filmul, într-un domeniu. Și în domeniul respectiv nu mai avea succesul pe care și l-ar fi, eu știu, pe care l-aștepta, da? Și se pregătea să afecteze, să zic, locația respectivă, până când, la un moment dat, s-a anunțat tornadă. În fine, o tornadă care a făcut ravagii în tot orașul, afară de acea locație. Ideea este că după ce a trecut această tornadă, după ce s-a văzut acest semn că a fost singurul loc care a rămas în picioare după ce furtuna respectivă a făcut ravagii peste tot, acest om și-a reconsiderat misiunea. De-aia zic, acum este mai greu să simțiți ce ar trebui să manifestați, că avem totuși un magician, avem capacitatea de a manifesta, e lună nouă și Mercur, da? Dar cu toate aceste influențe va fi destul de greu. Singurul lucru pe care ar trebui să-l facem o perioadă sau să-l faceți, mai ales cei care vă simțiți foarte afectați. V-am zis, eu mai puțin, deși sunt pregătită și eu de niște evenimente, pentru niște surprize, dar nu știu niciodată cum vin, sunt bune sau sunt rele, dar surprizele sunt cu un scop, ca să învățăm ceva și să ne reorientăm direcția. Ce putem să facem când este această influență foarte intensă, mai ales la nivel mental, pentru că totuși e un semn de aer, și în multe alte aspecte din viața noastră. Rămâne de văzut și ce aspecte fac în harta voastră natală. Revin. Ce avem de făcut? Să ne așezăm cât mai jos. Că asta faci când vine o tornadă, nu? Te ascunzi undeva la subsol, aștept să treacă. Aștepta să treacă toată această energie și, într-un fel, faptul că intrăm un pic sub pământ, ne împământenim cu energia pe care normal o avem, că suntem pământeni, da? Nu suntem extraterestri, chiar dacă începe o lume marcată de aceste noțiuni și vizite. Suntem pământeni și atunci avem nevoie să ne împământenim, intrăm un pic într-o zonă care e cât de cât sigură. Și care e cea mai sigură zonă? Nu este cea veche, nu este tradiția, pentru că asta va fi dărâmată. Nu sunt structurile vechi. Cel mai sigur loc este în noi. Aici trebuie să ne regăsim. Și atunci revin la ce am zis că avem de făcut. Avem de făcut un pic de meditație. Trebuie să trecem prin această furtună, altfel nu putem preveni. Deci nu avem cum, cât ai sta în calea unei tornade, n-ai cum, sau în calea unui tsunami, sau unui cutremur, da? Sau unui incendiu. Uneori sunt incendii care nu se pot stinge. Da? Sunt manifestările intense ale celor 4 elemente, da? Primordiale. Ei, și această tornadă nu poate fi oprită. Deja se manifestă. Însă, noi ne putem împământeni, putem să venim în noi înșine și acolo să ne regăsim și eventual să ne regăsim dorințele ascunse, oprimate, poate din nevoia de a crea o falsă stabilitate, de a crea proiecțiile familiei, ale societății și așa mai departe. Acolo ne regăsim. Meditația este foarte bună în această perioadă, deși cred că va fi un pic mai greu pentru unii. Ia să vedem dacă merge cu lumină. În fine, va fi un pic mai greu pentru unii dintre noi sau dintre voi, zic și dintre noi, pentru că și eu sunt afectată ca toată lumea, că sunt și eu om, da? Meditația este indicată, dar probabil că acel calm, acea pace va veni un pic mai greu, dar trebuie căutată. Asta nu înseamnă că dacă vine tornada nu te ascunzi undeva acolo sub pământ, da? Chiar dacă poate vor mai pica diferite obiecte din casă, de, eu știu, dacă e sub un pod, vor mai veni crengi, da? Totuși te ascunzi, nu? Te ascunzi. Până trece. Că oricum n-ai ce să faci. Trebuie să treci prin ea, dar trebuie să treci precaut. Dacă o înfrunți într-un mod nechipzuit, te dărâmă. Deci, going with the flow, cu alte cuvinte, lăsați să treacă această energie, calmați-vă cât puteți și sfatul meu este să vă căutați niște hobby-uri care vă calmează. Eu sunt cu artă, eu m-am reîntors la artă, ați văzut că am început să pun niște videoclipuri, cât a fost trepiedul acela stricat, am mai început o lucrare pe care am început-o într-un fel, între timp am schimbat, mai bine că n-am filmat, că am trecut prin nu știu câte faze apropo de schimbare și am revizuit-o. Eu vreau să o fac într-un fel și a ieșit altfel, dar nu contează, sunt mulțumită și așa cum e. De-aia zic, acceptați lucrurile care vin și pregătiți-vă pentru surprize. Că sunt neplăcute la început, mai ales cei care au niște planuri fixe. De-aia am zis că semnele de pământ sunt mai afectate pentru că ei sunt cu planurile. Ei își plănuiesc viața pas cu pas. Și într-un fel e bine că nu poți să trăiești în afara direcției, dar sunt momente foarte importante și intense ca acesta în care lăsăm planurile deoparte pentru că ceea ce am plănuit nu o să iasă. Nu că nu o să iasă că avem noi o problemă. Nu este în plan divin să se manifeste. Pentru că vin alte vremuri și noi am plănuit din perspectiva vechilor construcții. Eventual a codependențelor, a fricilor, frică includem și luna, da? A ego-ului, de ce nu, includem și soarele, a dorinței de a avea confort, includem și Venus. Însă toate acestea se vor manifesta altfel în Vărsător. Venus în Vărsător, că sunt posesoare de Venus în Vărsător, cine mai are, ridică mâna, da? Venus în Vărsător este mult mai detașată de plăcerile lumești de confortul fizic, da, specific taurilor, pentru că Venus reprezintă taurul, da, mai ales acum că Uranus în taur, iar taurii vor vedea și ei cum e. Așa, Venus în Vărsător nu e nici chiar așa de atașată de relațiile cu cei din jur, gen balanță, că e posesoare, da? Balanța e posesoare de Venus. Venus în Vărsător este altfel. O să discutăm cândva și despre asta. Însă toate aceste planete vin cu alt vibe. Și majoritatea, zic majoritatea, pentru că ăsta e adevărul. Nu sunt confortabil în acest vibe neconvențional. Am spus, pentru mine e un pic mai confortabil pentru că am aspecte care mă îndreaptă spre neconvenționalism. Însă, chiar și așa, surprizele apar pe multe căi. Surprizele apar pe multe căi și slavă Domnului că, deși îmi fac și eu planuri, nu sunt chiar atât de încrâncenată, găsesc tot timpul alternative. Aici este o altă soluție. Să găsiți alternative. Ce, mămică? Ce ai pățit? Ha! E murița lui mama. Așa. Să găsim alternative. Mai s-a prins lumina că iar s-a... Uite, au venit norii. Să găsim alternative la planul acela inițial pe care l-am avut despre, eu știu, ce vrem noi să facem, despre job, despre casă, în legătură cu, eu știu, relațiile noastre. Să avem alternative și asta înseamnă că Venus în Vărsător vine cu soluții ușchite, îmi place cuvântul, ușchite, vine cu soluții, altfel de soluții, dar lăsați-le să vină. Că dacă vă opuneți, treceți pe lângă niște oportunități și vă va fi greu să vă luptați sau să rezistați în acest nou vibe tipic Vărsătorului. Sau mai bine zis, erei Vărsătorului. Acum, că tot v-am arătat toate aceste planete, gândiți-vă! Gândiți-vă că de fapt... În primul și în primul rând, acestea două le vor domina pe toate celelalte. Saturn și Uranus le vor domina pe toate celelalte cam 1000 de ani, 2000, 3000 de ani. O să discutăm și despre lucrurile astea cândva. Însă, manifestarea se va face sau ar trebui făcută. Și chiar dacă a trecut luna nouă, pot să vorbesc pentru că, repet, luna e în creștere și puteți să manifestați dorințele pe care poate le-ați pus așa undeva în planul 2. Ascultați-vă inima în aceste momente de... în aceste momente de meditație. Ascultați-vă inima și nu mintea, pentru că mintea va fi tulburată de această tornadă. Încercați să umblați aici. Acolo o să vă conectați la neuronii inimii, nu la neuronii pe care îi știți voi în mod științific, că ar fi doar aici. Nu, se pare că există și la nivelul chakrei a 4-a. Deci ascultați-vă inima. Și îndrăzniți. Îndrăzniți să visați. Să visați cât mai departe. Pentru că, deși în aparență sau după sistemul vechi, ceea ce ați visat până acum ar fi fost de nerealizat, în această nouă eră și cu acest nou vibe este foarte posibil să le realizați. Ideea este să ne extindem mintea înspre noi orizonturi, repet, îndrăznețe, neconvenționale și care vă vor ajuta să vă redescoperiți aspecte pe care nici nu le-ați bănuit că le-ați avea. N-aș putea acum, adică aș putea să vă dau exemple, dar nu cred că e cazul, pentru că depinde de fiecare. Surpriza este la nivel personal, cum se vor manifesta toate aceste energii. Mai, în principiu, sper că am fost înțeleasă. Calmați-vă, cei care simțiți această energie, meditați. La început va fi mai greu, dar încet, încet, în timp ce exersați, vă veți găsi oarecum calmul. Centrați-vă în această furtună. Și, era o chestie care am primit-o de curând, chiar când, acum 2 zile pe WhatsApp. Nu orice furtună vine să vă distrugă viața, ci unele furtuni vin să vă facă, să vă elibereze calea. Și cred că ăsta ar trebui să fie un citat la care ați putea să meditați. Mai era un citat din Rumi. Nu fugi de haos, apropo de haos, da? De zdruncinături, de trăsnete, de furtună. Nu fugi de haos. N-ai de unde să știi dacă nu cumva este mai bine în haos decât în acea viață calmă, ordonată, convențională. Dacă nu cumva este mai bine în haos decât în acea viață pe care ați trăit-o, în codependență de sistemul de sănătate, sistemul financiar, anumite relații, anumite adicții, da? De-aia vine Uranus, ca să le zdruncine pe toate. În fine, ar mai fi foarte multe de spus. Cu Mercur retrograd rămâne de văzut dacă am fost clară. Că eu, nu tsunami, e un tumult mental și în mine. Bine, unii mă știți, oricum am Uranus și Lună și am aspecte frumoase, Uranus, Lună și Mercur. Sunt obișnuită cu trăsnete, idei trăsnet, instantane, da? Schimbări de situație și de concept. Repet, pentru unii poate nu-i plăcut, dar trebuie să ne adaptăm, trebuie să ne învățăm că, în principiu, cam așa va fi. Cam așa de va fi. Evident că vor fi aspecte și tranzite de sezon, însă le vom trăi și le vom vedea. Obișnuiți-vă cu lucruri mai netradiționale. Și nu zic să fugiți de tradiții, Doamne ferește, pentru că tradițiile sunt necesare. Eu zic să vă împământeniți în acele lucruri minime de care avem nevoie ca să existăm. Și printre acele lucruri puține, unul este foarte important, credința. Această energie, această schimbare rapidă de energie, o puteți înțelege și dacă ascultați vibrațiile lui 2021, înțelegând vibrația numărului 5. Nu știu acum cât de coerentă am fost. Rămâne să mă certați voi sau să mă lăudați. Dacă ați înțeles, lăudați-mă. Dacă n-ați înțeles, certați-mă. Asta mă aștept la surpriză din partea voastră. Haideți să vedem. Acum, a trebuit totuși să fac o pauză. Da? Sau să nu mai fac o pauză. Hai să nu mai fac. Dar uite că au venit noi, era soare când am început detalarea, ați văzut? Au venit noi. Schimbări de situație, ne-am obișnuit. Eu sunt obișnuită. Acum, pentru că am zis, am scăpat-o, domnilor. Am scăpat-o. Am zis că fac etalare. Așa, pe scurt, pe foarte scurt, să vedem pentru fiecare zodie această nouă energie. Ce ar putea să vă aducă? Evident că vă poate aduce multe, dar încercăm măcar o carte, că tot am zis etalare și asta e. Cine m-a pus? Cred că cel de sus sau cel celălalt. Rămâne de văzut. Hai să vedem. Etalare. Am aici o brichetă. Da, am o brichetă. Măi, să-mi afum și eu cărțile. Că nu era în plan să fac. Trebuie și ele afumate. E frumos. Are miros de santal. E frumos bețișorul ăsta. Frumos, mirositor. Plăcut, mirositor. Da. Curățăm cărțile. și să vedem pentru fiecare zodie ce energii noi se arată la orizont. Ok. Hai să vedem. Pentru Murița, stai cu minte. Pentru berbeci, berbecuțe și berbecuți. Ok, asta vreau să se arate. Wow! Lumea! O nouă lume, dragii mei, berbeci și berbecuți. O nouă lume. Înseamnă foarte mult. Sunteți în armonie oarecum, în sextil cu planetele din Vărsător. Acum rămâne de văzut și ce alte planete personale aveți, însă e fain. E fain această lume. Încheiați un capitol. Lumea este și Saturn, varianta pozitivă a lui Saturn, faptul că ați înțeles niște lecții. Închideți un capitol cu cineva, cu ceva, din viața voastră și deschideți un nou capitol. Începeți o nouă lume. Și ca niște berbeci autentici ce trebuie să fiți, iau-te, lăsați rănile, dezamăgirile și manifestați ceva nou. Pregătiți-vă, calmați-vă, poate unii veți avea și ceva dureri de cap, dar calmați-vă și încercați să aveți o nouă viziune. Să aveți o nouă viziune despre ceea ce doriți să manifestați. Și ca să aveți o nouă viziune, trebuie să vă conectați aici, la inimă. Posibil pentru unii să fie o relație peste hotare, la distanță, dorința de a călători peste hotare, de a călători într-un loc care poate să vă aducă ceva. Dar, în primul rând, lăsați în urmă, pentru că asta e cartea trecutului, lăsați în urmă dezamăgirile. Oh, ce chestie toxică, super toxică. Fugiți de ea. Și îmbrățișați noua lume. Hai să vedem. Taur. Taur. E nouă energie. O surpriză pentru tauri. Săracii tauri sunt cam struncinați. Uranus, de ceva timp, pe acolo, încep și ei să vadă ce e aia să nu ai stabilitate. Unii dintre voi. Ia. Taur. Ah, ce frumos, îndrăgostiți, măi. Interesant, îndrăgostiți, dar au venit un pic așa, câși. E o schimbare de energie, apropo de schimbare de perspectivă. Ideea este, cred că începe să alegeți. Dacă în poziție normală trebuie să alegeți, faceți o alegere importantă în dragoste, cred că deja începe să alegeți, pentru că am zis, sunteți zdruncinați de mai mult timp. Aveți aici la capătul setului de cărți o poveste emoțională, o poveste de dragoste în care unii dintre voi v-ați blocat mental. Că o fi cu un semn de pământ, că o fi cu un semn de aer, unii dintre voi. Lucrurile au avansat foarte greu. Lucrurile au avansat foarte greu din cauza unor programări mentale, a unor frici. Frica de a vă deschide inima sau de a-și deschide ei inima, iar variază. S-au încercat împăcări, s-a încercat ceva, însă acum cred că sunteți pe cale să alegeți. În plus, acești îndrăgostiți mai vorbește și despre voi. Voi, în acest moment, nu sunteți, nu manifestați și femininul și masculinul. Voi trebuie să fiți în armonie cu latura voastră masculină și feminină și faptul că a venit invers sau așa câși, arată că încă aveți mult de lucrat. E de înțeles pentru că Uranus este în casa voastră și vă zdruncină un pic fundația, pământul pe care v-ați obișnuit să stați, pentru că acum este un nou pământ, o nouă eră, un pic în aer, da, și foarte neconvențională și majoritatea taurilor sunt convenționale, este adevărul. Deci aici este problema. Acești îndrăgostiți arată că voi trebuie să învățați să fiți în armonie cu voi ca să puteți manifesta asta în relațiile următoare. Nu? Că n-am cerut încă. Am văzut și 10 de monede, tradiții. Acum, ce era? Gemeni. Gemenuți și gemenuțe. O nouă energie. O surpriză. Printre multe altele. Deci au picat cărțile. Cred că ați vrea să vorbiți, să exprimați toate lucrurile prin care treceți. Însă, rămâne de văzut cum veți exprima, mai ales în etalarea care am făcut-o pentru această lună. Eu vă ghidez către artă, exprimări artistice, pentru că aveți această capacitate. Mercur poate fi extrem de creativ. Eu l-am în Gemeni. Nu, scuze, am Marte în Gemeni. Mercur este în Vărsător la mine. Deci, gemenuți. Ok, un pic sunteți supărați. Lăsați furtuna să treacă. Lăsați trecutul, toate dezamăgirile, prietenii, cupele cupele goale sau insuficient exprimate, cupe care poate cândva v-au plăcut, prieteni, suflete care cândva v-au plăcut, dar n-au fost suficient de satisfăcători. Lăsați-i. O să vină o nouă cupă, o nouă ofertă. După ce vă calmați, meditați, cum am zis la începutul videoclipului, lăsați furtuna să treacă și veți putea vedea. Veți putea vedea. Deocamdată unii sunteți aici în trecut. Încercați să nu vă mai uitați nici la trecut. O perioadă. Uitați-vă la voi. Uitați-vă la voi. Interesant că aveți 6 de bâte. Poate că ar fi bine în această stare nostalgică sau tristă a unora dintre voi să vă gândiți la succesul vostru, la ce ați putut realiza, ca să vă ridicați un pic vibrația. 4 de cupe. Poate că unii sunteți supărați, poate unii sunteți dezamăgiți, depresivi. Meditați, pentru că acea carte reprezintă și o stare de împământenire. Da. Eventual încercați să vă apropiați de natură, să stați chiar pe pământ dacă puteți, sau puteți să vă luați niște pietre pentru cei care aveți... Bine, acum e iarnă, e mai greu, dar cei care stați la bloc sau nu aveți posibilitatea să atingeți pământul direct, luați-vă, știți că erau niște preșulețe făcute din pietricele sau niște chestii, dar împământeniți-vă sau comunicați cu plantele din apartament. Știu că sună ciudat, dar asta este. Împământeniți-vă și calmați-vă, pentru că va fi ceva nou. Va fi ceva nou în dragoste și pentru că este nou, nu intrăm în detalii. Va fi o surpriză, repet, manifestată de... această vibrație pe care o simțim cu toții, pe care am simțit-o la luna nouă, da? Ia uite, o nouă dragoste va fi cândva. Ok, hai să facem racul. Răcușoare. Dragă Doamnă, ești pe aici? Mă asculți? Ok, raci. Ceva nou. O energie nouă care se manifestă la această lună din Vărsător. În acest, stelium, vești, ceva neprevăzut, comunicare. Veți comunica cu cineva, cineva vine și comunică cu voi. Ce? Iar rămâne de văzut. Este oarecum energia uraniană în varianta arcanelor minore sau a cărților minore. Că fi semn de aer sau o comunicare pe care nu o anticipați, iar e ceva neprevăzut, brusc, vești, surprize. La capătul setului de cărți trebuie să transformați ceva, să lăsați ceva, eventual un semn de pământ, să moară situația respectivă ca să se transforme și să vă iubiți pe voi, ca apoi să manifestați o nouă dragoste. Însă, în această perioadă, depinde și de planetele voastre personale, veți comunica într-un mod neprevăzut cu cineva. Foarte iute va fi această... Poate chiar și o călătorie neprevăzută pentru unii, pentru că sunt cai. Cai reprezintă și călătorie, nu doar mesaj. O călătorie neprevăzută, eventual cineva vine cu viteză în viața voastră, într-un mod în care nu vă așteptați. Intră cineva în viața voastră. Rămâne de văzut dacă va fi plăcut sau neplăcut. E doar un mesaj. Că dacă am zis etalare, asta e. Trebuie să fac și etalare. Haideți să vedem. Leuți? Măi, leuți. Uite cum s-a întunecat. Măi, a trebuit să aprin lumina. Leuți, surprize. Ce aduce luna nouă pentru leuți? Mi stragi rău leuții. Deși au și manifestările lor. Uneori mai egoiste, dar nu toată lumea. Există o latură frumoasă a leilor. Și cei cu planete acolo. Lei, hai, surprize. Te rog, Murița, stai cu minte să mă concentrez, că nici măcar la jumătatea zodiacului n-am ajuns. Hai, leu. Băi. Wow! O pasiune! Pasiune pentru cineva, creativitate, forță, vitalitate, energie, puterea de a domina, de a vă exprima artistic, magic, seducător, super sexy. Oricineva, ori voi. Eu zic că sunteți voi. Voi începeți să radiați. Să radiați și creativitate, și sexualitate, și magie, și ce mai vreți voi, dar posibil să fie și un alt semn de foc. Why not? Care în trecut a fost un pic mai imatur și cu care ați avut o relație dezechilibrată, însă s-ar putea să se maturizeze acest personaj în cazul în care nu sunteți voi. Dar e frumos să ne gândim și la voi, la noi, cei care aveți ascendent, eu am ascendent, rămâne de văzut voi ce aveți aici în zodie. Hai să mai vedem. Fecioară. Măi, dar ce s-a întunecat! Eu mă bucur rău de tot. Știi ce vorbesc eu cu soarele când e pe cer? Chiar și vara, când arde. Îmi place mult. Mă bucur mult când e soare afară. Fecioară. Asta? Fecioară. Aveți energie să vă luptați. Ce simt? Simt niște provocări. Toate aceste bâtezi sunt provocări, măi, ca să creșteți. Ca unii dintre voi să învățați să vă luptați, pentru că sunt fecioare care sunt pașnice și calme și poate prea comode. Alții, depinde și ce planete aveți, că trebuie să învățați, că trebuie să exersați, să vă luptați, să vă păstrați terenul, poate încercați să vă păstrați terenul, dar nu... Păstrați-vă, v-am zis eu, strictul necesar. Cum am zis la începutul sau în timpul videoclipului, împământeniți-vă, dar în lucrurile necesare. Da? Probabil că vor fi niște provocări și aici. Va trebui să vă luptați cu cineva. La capătul setului de cărți, probabil că ați super hiperanalizat o situație, o dezamăgire, poate un vis cu cineva, v-a adus multe bucurii și cineva care v-a controlat, însă ați analizat niște lucruri care v-au dezamăgit. E bine că ați analizat, că asta fac în general fecioarele și ar trebui să facem toți, să analizăm. Și după această analiză, hiperanaliză, ar trebui să știți cam ce aveți de făcut. Dar, repet, este o surpriză. Chiar dacă aveți niște planuri de viitor, s-ar putea să fie niște provocări în casa 7-a a relațiilor. Interesant. Casa 7-a. Niște provocări. Trebuie să vă luptați pentru relația voastră sau cineva se luptă ca să vă mențină în relație, iar poate să varieze, dar probabil că... Eu zic că vă descoperiți printre aceste lupte și noi capacități de a vă proteja, de a face față provocărilor. Mai ales că Mercur a fost și retrograd. Este încă, nu? Parcă. Unor le mai... Eu uit datele și din acest motiv mai sunt așa un pic. Sunt out of space sometimes. Asta e tipic vărsătorilor și cei cu planeta în vărsător. Hai să vedem. Despre ce vorbeam? Am rămas la fecioară. Hai să vorbim despre balanțe. Ce surpriză au balanțele, băi, balanțelor. Balanțe. Și balanți. Nu? Balanți. E masculinul de la balanță. Balanț. Wow, dar ce-a sărit, măi, hai, dă-o încolo, chiar așa, surpriză, stați un pic, 3 de monede. Și magicianul, băi, Au vrut să sară. În primul și în primul rând, 3 de monede. O colaborare cu cineva, o colaborare cu care veți crește sau în care veți crește, veți reuși să construiești ceva. Ceva durabil, ceva rezistent, ceva chiar spiritual, chiar dacă e un pic neconvențional, că suntem, începem să simțim era vărsătorului, da? Chiar dacă e neconvențional, este spiritual, e totuși o biserică, nu este orice. Balanțe. Eventual, învățați de la cineva care s-a obișnuit să construiască, învățați să construiți în relații, să vă implicați, cineva vă arată. Asta pentru că este și magicianul care oferă informații. Ar fi și ideea că ascultați ceva, citiți ceva despre cum să vă construiți viața, cum să vă construiți relațiile. Și 3 și 3 toate țin de comunicare. Eventual, în momentul în care citiți, învățați, vă primiți niște idei interesante. Mai încolo, după ce iese Mercur din retrogradare, puteți să puneți în practică. Puteți să puneți în practică. Unii dintre voi, pentru că sunteți guvernați de Venus totuși, și Mercur înseamnă nu doar comunicare, înseamnă și îndemânare. Da? Guvernează nu doar gura, ci și mâinile, Mercur, ca fiind guvernatorul gemenilor. Puteți să meșteriți ceva, să faceți artă, să faceți ceva, să vă exprimați artistic, că totuși sunteți guvernați de Venus. Așa că îndrăzniți și să vă implicați în acest proiect, un proiect creativ interesant, un proiect creativ în care vă puteți implica și puteți crește dacă vă alegeți cu grijă colaboratorii. Poate vreți să colaborați cu cineva, să fie o ofertă din partea voastră. O, regina de cupe. E o regină de cupe undeva. Și aici sunteți justiția. Voi trebuie să alegeți între un stil de a fi al vostru, poate prea rațional, și cineva care vă deschide orizontul către o lume, o lume emoțională. Trebuie să alegeți. Da. Ați simțit pasiune, simțiți atracție pentru această persoană, unii dintre voi, dar nu prea ați exprimat-o cu 4 de spade, însă trebuie să alegeți. Și ideea este că trebuie să manifestați, ca să fiți în armonie, că de fapt asta e, balanța caută armonia, caută să se centreze. Trebuie să nu manifestați doar latura voastră rațională, ci și latura voastră emoțională. Și ce e foarte interesant, uite cum mi-aduc aminte aici, ce e foarte interesant, aici este o balanță și talerii acestea chiar seamănă cu niște cupe. Trebuie să învățați, să comunicați și să construiți, nu doar practic, nu doar mental, ci și emoțional, de la suflet la suflet, pentru că sunt 2 talere. Interesant cum a venit mesajul, mersi. Sunt 2 talere, da? Cupa voastră și cupa persoanei respective și aici trebuie să fiți în echilibru. Și ca să manifestați spor și creștere, 3 de monede, trebuie să aveți toate resursele, inclusiv cupa, inclusiv emoțiile. Așa simt pentru balanțe. Rămâne de văzut. Scorpionii mei dragi, scorpioni. Am și eu pe aici, am peste tot, Am din fiecare zodie câte un pic, să zicem. Poate din Fecioară să am mai puțin. Dar am în harta progresivă din Fecioară. În fine, da, scorpioni. Energie nouă pentru scorpioni. Eu zic că și scorpionii se simt. Interesant, ca la berbeci. O nouă lume. O nouă lume. Ce aveți în spate, vă detașați. V-ați druncinat ceva și pe voi, Uranus. V-ați druncina lumea voastră emoțională, echilibrul vostru emoțional, pentru că e în opoziție, e în Taur, da? Și e în opoziție cu soarele vostru, vă zdruncină un pic, soare în opoziție cu Uranus, nu e prea plăcut. Așa, vă zdruncină, dar vă zdruncină ca să vă regăsiți bucuria eventual în voi, da? Dacă mergeți către nouă, pentru că scorpionii uneori au tendința să se intoxice cu energiile negative ale lor și ale altora, însă aveți o nouă lume. vă ridicați deasupra unei lumi vechi, a unui capitol și vă pregătiți să începeți un nou capitol. Interesant. Quadratură, cu vărsător, nu e ușor, dar scorpionilor nu le plac lucrurile ușoare. Aici este diferența între Taur și Scorpion, că scorpionii îmbrățișează provocările un pic altfel decât taurii. Îmbrățișează transformarea, pentru că e guvernat de moarte și renaștere Pluto. Pluto care, dacă ascultați înregistrarea, dacă ascultați înregistrarea pe care am făcut-o acum câteva zile, Legenda Lumii, în care vorbesc despre Uranus și Saturn, lupta lor, și Jupiter, evident, la sfârșit, din această luptă se naște ce? Hades, Pluto. Deci, voi aveți de câștigat din aceste transformări prin care treceți. O nouă lume. O nouă lume se manifestă și în viața voastră, într-un fel sau altul. Renașteți. Pentru că este după judecată, apare lumea nouă. Renașteți într-o nouă formă. Poate da, nu mai zic poate, pentru că e o surpriză și rămâne să o descoperiți cum se manifestă în viața voastră. E ceva legat de luna nouă și de toate planetele despre care am vorbit. Poate o călătorie, poate vine cineva interesant. Poate vine cineva de peste hotare la voi, poate voi trebuie să călătoriți peste hotare iar. Am zis ca la berbec. Ideea este că sunteți pregătiți în general. Bine, scorpionilor le plac zdruncinătorile. Altfel s-ar plictisi dacă nu sunt zdruncinători, le creează ei. Dar mult mai subtil. Eu zic că sunteți pregătiți, în principiu, pentru ce urmează să vină. Dar e o chestie iar legată de comunicare la distanță și călătorie. În fine, hai să vedem ce mai este. După Scorpion, Săgetători, care ar trebui să fie în armonie sextil cu planetele din Vărsător. Haideți să vedem. Pentru că și Săgetătorii caută libertatea, doar că o caută altfel, într-un mod mult mai optimist, mai puțin zdruncinat și zdruncinant. Opa, Săgetători, ia uite, 8 de monede. 8 de monede. Ceva legat de muncă. Ceva legat de muncă. Ah, interesant, aveți pe cineva o dezamăgire emoțională, o dezamăgire. V-ați luptat pentru această inimă frântă, pentru această poveste de dragoste. Ceva n-a mers, lăsați-o în spate. Ideea este că trebuie să munciți cu voi. 8 înseamnă transformare. Munciți pentru echilibrul vostru financiar, dar că să vină un spor de bani, ceva. Vine ceva care vă transformă viața profesională, eventual un proiect în care trebuie să munciți și va trebui să munciți și veți avea spor, vă va aduce independența, că merge către 9, 8 merge către 9, da? E acest foc, aici sunteți voi, focul ăsta foarte creativ. Viața profesională se transformă în această perioadă. Eu zic că o să vină niște proiecte, așa simt, niște proiecte la care trebuie să munciți într-adevăr intens, să puneți multă pasiune în aceste proiecte, dar transformarea vă duce către nou și simt că veți reuși să dominați acest mediu destul de contradictoriu în care poate unii dintre voi a trebuit să vă manifestați. Eventual vă veți domina concurența din punct de vedere profesional. Posibil, interesant, unii s-ar putea să simțiți lucrurile astea sau transformarea pe care începeți să o... în care intrați, să se închidă în octombrie. Nu? De ce am zis octombrie? Nu, vreau să zic august. O fi și octombrie, ceva legat de octombrie, dar în august această transformare să se închidă și să vă aducă către nouă, către independență financiară. Da, interesant și știți de ce? Pentru că dacă aveți ascendentă Săgetător, planetele acestea din Vărsător pică în casa a doua a banilor, a posesiunilor și atunci apar transformări. Poate că vă întâlniți cu cineva la locul de muncă, al vostru, al lor, sau cineva vine să vă, eu știu, implice în ceva, că aveți această capacitate de a... Probabil că pentru că sunteți creativi, sunteți jupiterieni, da? Și Jupiter e creativ într-o formă sau alta. Noroc la bani, interesant, Jupiter este norocul vostru și fiind carte de monede, noroc la bani. Da, niște oportunități, cam asta cred că o să fie pentru unii, unele, or fi mai multe surprize. Hai să vedem, vorbi de săgetători, acum Capricorni, ok, Capricoance, Capri. Energia nouă, luna nouă, ce aduce pentru Capricorni. Uf, ce-a sărit! Cred că invers. Am zis că invers, am văzut-o când s-a răsucit. 4 de monede invers. Și e de bine. Vă zdruncină aceste planete. V-au zdruncinat și Saturn și Jupiter în Capricorn. În continuare sunteți zdruncinați unii dintre voi, mai ales pe prima casă, depinde unde aveți ascendentul. Ieșiți, sunteți forțați de situație să ieșiți din niște concepte rigide despre viață, despre familie, ceva se întâmplă, se zdruncină un pic atmosfera din familie. Vă dă jos de pe tron, de pe tronul ăsta în care ați stat eventual unii dintre voi, că sunteți semn de pământ. Un tron poate prea rigid, niște situații. Vă zdruncină viața de familie, principiile, poate prea concentrați pe bani. Unii dintre voi ați fost concentrați pe bani, ați îmbrăcișat prea mult aceste nevoi de stabilitate. Interesant, aveți aici, uite, lună, da, niște frici. Ați trebui să treceți, rămâne de văzut în ce fază sunteți a călătoriei voastre spirituale, să treceți prin niște perioade destul de neplăcute în care v-ați detașat eventual ori de un semn de foc, ori de o pasiune pentru cineva. Ideea este că vă detașați sau v-ați detașat de niște emoții, eventual de cineva cu marcaj în semnul racului, v-ați detașat. Cineva cu marcaj neapărat rac, poate are Venus, da? Poate să fie geamăn, poate să fie... berbec, orice, cineva cu marcaj în rac sau care v-a afectat luna. Ați încercat să fugiți de niște emoții și asta v-a zdruncinat un pic atmosfera din familie. Poate că v-ați concentrat prea mult pe aspectele practice ale vieții de familie și acum sunteți zdruncinați. Trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, să vă reîntoarceți la reconstrucția vieții voastre pe alte planuri. E tornada despre care am vorbit. Tornada care vă răstoarnă, vă răscolește întreg universul, în mod special, profesional și familial, în mod special. Ar putea să vă afecteze și profesional. Deci casa vă este... În ce sens? Evident că metaforic. Am vorbit de tornada asta, de planete din sânul Vărsătorului. Și ce face tornada? Zdruncină tot. Trebuie să intrați un pic, intrați în trei, intrați, vă împământeniți în lucrurile strict necesare. Nu mai construiți atât structuri, deocamdată. Pentru că structurile pe care le-ați gândit până acum sunt din lumea veche și trebuie să vă pregătiți pentru lumea nouă. Ok. Ce-ar fi de aici? Ce-ar mai fi? Vărsători! Mai știam ce zodie. Vărsători! Noutăți pentru vărsători. Hello pentru vărsători. Stelium în vărsători. Noutăți pentru vărsători. Nu. Noutăți pentru vărsători. A venit și la voi o carte tot așa, căș. Da, sunteți în această tornadă. Trebuie să ascultați intuiția, trebuie să intrați aici. Nu aici, pentru că totuși sunteți semne mentale, sunteți semne de aer. Intrați un pic aici și ascultați-vă intuiția, pentru că, ce să mai, va trebui să renașteți pe multe planuri. În noi vibrații. Dacă până acum a fost greu în această lume pământeană, s-ar putea să vă fie mai ușor în cealaltă lume care se naște. Rămâne de văzut. Însă, chiar și așa, este o renaștere. Trebuie să judecați corect. Și cât sunteți în acest tumult, va fi destul de greu să judecați. Cu mintea. Trebuie să ascultați îngerii. Iar, faceți meditații, calmați-vă. Pentru că îngerii, da, uneori șoptesc, alteori sună din trompetă. E o chestie de... E un sunet de avertizare. E un sunet de avertizare. La capătul setului de cărți aveți Împărăteasa, 9 de monede, posibil cineva semn de pământ, spor la bani, lucruri frumoase, însă, sau poate relația cu familia, poate relația cu mama, iar dorința voastră de a fi independenți, 9 de monede, însă, în ultima vreme, poate că ați intuit și voi că e cazul să vă faceți un nou plan. Nu chiar în acest moment, dar acum ascultați-vă intuiția. Cum am ascultat și videoclipul la început. Ascultați îngerii, ce spun? Ce spun că ar trebui să faceți? Cum vă puteți salva de această tornadă sau în această tornadă? Sau mai bine zis, dacă nu e vorba de salvare, e vorba de a manifesta ceva sănătos, pentru că vărsătorii au tendința să fie neconvenționali și uneori neconvenționalismul poate să fie toxic. Ia uite, vă și îndrăgostiții, alegere importantă în dragoste. A trebuit să închid un pic. Pești. Peștișori. Peștișori. Energie nouă pentru peștișori. Cu ce a venit, cu ce vine luna nouă, sau cu ce a venit. Una din surprizele acestui stelium vărsător. Luna nouă și surprize pentru peștișori. 8 de monede. Interesant, a venit ca la săgetător, doar că un pic așa, în dubiu. Trebuie să vă transformați și voi, trebuie să lucrați la ceva care vă va aduce spor, mai ales că e și Jupiter și conjunct cu Venus, oarecum, așa, o conjuncție mai largă, a fost și luna nouă, s-ar putea să vă aducă un spor de bani pe care i-ați așteptat. Eu cred că faptul că a venit așa invers, cred că ați așteptat foarte mult un spor de bani, unii dintre voi, și această energie este în schimbare și veți merge către transformare. Toate aceste planete, parcă vă suflă acest foc din spate, din subconștient, să crește, să vă transformați, să vă alchimizați. E o alchimizare și nu doar la nivel financiar, cred că și la nivel fizic, pentru că sunt monede. La nivel fizic, lăsați boala, lăsați problemele, probabil probleme acasă, 4-4, da? Plănuiți. Voi puteți să îndrăzniți să visați. Voi aveți această capacitate neptuniană de a vedea, de a călători înainte, în univers, în alte planuri, de a călători în astral, de a visa universuri pe care alții nici nu îndrăznesc să le viseze. Aveți această putere de a visa și de a vă transforma viața, de a vă pune visele, interesant, visele în realitate, niște vise sau visuri îndrăznețe, depinde ce sunt, dacă sunt vise de noapte sau sunt de zi, da? Aveți această putere de a transforma în realitate. Eventual, la locul de muncă, poate vine cineva să vă ajute, un proiect, primiți bani, totuși e Jupiter, vine din spate cu un pic de ajutor. Dar și voi trebuie să munciți în această transformare. Și repet, nu doar la nivel profesional, cred că și fizic. Iar în casa 8-a scorpion, a 8-a a scorpionului, neapărat în zodia scorpionului, în casa 8-a, acolo să se întâmple ceva la mine, oricum știu sigur că au picat în casa 8-a planetele. Însă, posibil și niște cheltuieli, Dar eu simt mai degrabă că este spor la bani și spor la proiecte, spor, transformare, mergeți către nou. Așa simt. Chiar dacă n-a venit cartea în poziție normală, a venit un pic. Eu cred că ați stat foarte mult, unii ați așteptat ceva. Eventual cineva se va implica în relația cu voi, la locul de muncă, cunoașteți pe cineva, rămâne de văzut. Sunt multe variante, este o energie nouă, una, doar o carte, măcar atât, că am scăpat la începutul videoclipului, că am scăpat chetalare. Și vreau să fie doar o simplă prezentare. Cam atât. Sper că a fost cât de cât clar. Dacă nu sunt suficient de coerentă, că totuși e Mercurul ăsta retrograd, mai ascultați și când ieșim din retrogradare, pentru că am zis, energiile de acum se simt mult timp după. Cam atât. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup! Pa, pa!